Un nou pas important pentru dezvoltarea sistemului educațional digital din Moldova. În continuare, toate școlile din țară vor fi conectate la internet de mare viteză, anunță Ministerul Educației. Acest lucru va fi posibil datorită unui memorandum de înțelegere pentru susținerea conectivității la internet și utilizarea tehnologiilor digitale în educație, care a fost semnat astăzi de Ministerul Educației, proiectul de competitivitate din Moldova, proiectul TechWheel și companiile de internet și de telefonie mobilă din țară. Astfel, potrivit memorandumului, semnatarii își propun să consolideze abilitățile digitale ale profesorilor și elevilor, care sunt cruciale pentru continuitatea educației adaptate provocărilor COVID-19, precum și pentru investițiile pe termen lung în resurse umane competitive. De menționat că furnizorii vor conecta școlile la internet gratuit sau cu prețuri reduse și se vor axa atât pe instituțiile din oraș, cât și pe cele din sate pentru a evita decalajul dintre acestea. Conform datelor prezentate în sistemul integrat de management în educație, 16.575 de elevi și 212 cadre didactice din țară au declarat că nu dețin acces la internet.